mult de 100 de ani în urmă, acești două maluri au fost despărțite. Și au fost despărțite, cum s-ar spune, nu de binevoie. Acum, în sfârșit, frații se pot întâlni mult mai liber. Și cel puțin frații între Bumbăta și Leova. Din partea familiei spun că noi suntem foarte fericiți și apreciem momentul. Am lăsat oricare alte ocupații să venim aici să sărbăm împreună. Și nu, să te duci și treci relațiile sau de te cui nevoie să înconjori și aici pe de-a drept tot. Am rude în București, am în Constanța. Noi și pe tipul lui Ceaușescu noi ne ducem. Da. Pod a fost partea românească și amui de granit, malul. Dar în partea asta e bombardatul. La 13 ani distanță de la darea în exploatare a ultimului punct de trecere a frontierii și deschidem o nouă poartă spre Europa. Leova Bumbăta este o soluție de a micșora șantajul Rusiei asupra țărilor noastre, în blocada impusă pe ruta de transport de mărfuri de pe Marea Neagră. Operaționalizarea punctului de trecere a frontierei Bumbăta-Leova va contribui la degajarea traficului la Albița. Acest punct va contribui și la dezvoltarea economică la nivel regional și local pe ambele maluri ale Prutului. Cândva a fost pod vechi, bunica mea chiar trece podul și se duce la dansuri. Erau baluri mari, frumoase, populari, îndioște, era frumos. Asta pe tipurile cele. Fratele meu de 25 de ani locuiește în București. Am și rude în care nu prea permiteam să mă duc, dar am și nepoțel care sper că va fi un student la Iași. Și nu mai ușor și mai aproape decât de la Iași, la Chișinău, la Leova.